Drumurile din Câmpeni sunt principala prioritate pentru administrația locală a orașului. S-au asfaltat două străzi, se mai lucrează la o a treia, dar e mult până departe, mai ales că în localitate s-a demarat un amplu proiect de extindere a rețelei de canalizare. Infrastructura suferă cel mai mult în capitala Moților, dar conducerea administrației publice e optimistă. Cred că principal obiectiv sunt drumurile. Ați văzut cum sunt la noi. Numai acum se începe un proiect foarte mare cu canalizare pe tot orașul, pe toate străzile, cu stație de epurare la ieșirea din Câmpeni acolo la gară. După care o să urmeze și străzile. Având ca termen de finalizare anul 2014, extinderea rețelei de canalizare reprezintă pentru orașul Câmpeni cea mai mare investiție de până acum. Lucrarea face parte din cadrul proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Alba, cu o valoare de peste 100 de milioane de euro.